Carl Gustav Jung. Amintiri, vise, reflecții. Partea a treia. Anii de studenție. În ciuda interesului meu crescând pentru științele naturii, mi se întâmpla să revin din când în când la cărțile mele filozofice. Problema alegerii unei profesii se apropia în mod alarmant. De-abia așteptam să termin școala. Atunci voi merge la universitate și voi studia, bineînțeles, științele naturii. Atunci voi ști ceva real. Nici nu-mi făcusem bine această promisiune că a și încolțit îndoiala. Să nu mă îndrept mai degrabă spre istorie și filozofie? Apoi m-am simțit atras intens de egiptologie și de civilizația Babilonului și aș fi preferat să mă fac arheolog. Dar n-aveam bani să studiez în altă parte decât la Basel, iar acolo nu existau profesori pentru aceste specialități. Deci, foarte curând, am pus capăt planului meu. Mult timp nu m-am putut hotărâ și am tot amânat luarea unei decizii. Tatăl meu își făcea o grămadă de griji din această cauză. Într-o zi a spus: pe băiat îl interesează tot felul de lucruri, dar nu știe ce vrea. Nu puteam decât să-i dau dreptate. Când examenul de maturitate s-a apropiat cu pași repezi și a trebuit să ne hotărâm la ce facultate vrem să ne înscriem, am spus dintr-o dată: Stud Phil 2. Deci, științele naturii, dar i-am lăsat pe colegii mei în dubiu dacă mă refeream într-adevăr la Stud Phil 1 sau 2, studiu științelor umaniste. Această decizie aparent rapidă a avut însă niște antecedente. Cu câteva săptămâni înainte, în perioada în care numărul 1 și numărul 2 își disputau luarea unei hotărâri, am avut două vise. În primul rând, mergeam printr-o pădure întunecoasă care se întindea de-a lungul Rinului. Am ajuns la o colină mică, un tumul funerar și am început să sap. După un timp, am dat, spre marea mea mirare, peste oseminte ale unor animale preistorice. Asta mi-a suscitat extraordinar interesul și, în acel moment, am știut: trebuie să cunosc natura, lumea în care trăim și lucrurile care ne înconjoară. A urmat al doilea vis, în care mă găseam din nou într-o pădure. Era străbătută de cursuri de apă. Într-un loc aflat în întunericul cel mai adânc, am văzut, împrejmuit de mărăciniș des, un eleșteu rotund ca un cerc. În apă zăcea pe jumătate scufundată plăsmuirea cea mai stranie și miraculoasă cu putință, un animal rotund, scânteind în multe culori și compus dintr-o mulțime de celule mici sau din organe având forma unor tentacule. Un radiolar gigantic, cu un diametru de aproximativ un metru. Mi s-a părut o minune de nedescris că această creatură magnifică stătea, fără a fi deranjată, într-un loc ascuns, în apa limpede, adâncă. A stârnit în mine cea mai intensă dorință de cunoaștere posibilă, așa că m-am trezit cu inima bătându-mi puternic. Cele două vise m-au determinat cu o forță covârșitoare să mă decid pentru științele naturii, înlăturând orice îndoială în această privință. Cu ocazia respectivă, mi-a devenit clar că tăiam într-o epocă și într-un loc în care erai obligat să-ți câștigi existența. În acest scop trebuia să fii ceva anume și mă impresiona profund că toți colegii mei erau pătrunși de această necesitate și că nu gândeau absolut deloc dincolo de ea. Îmi păream mie însumi ciudat. De ce nu mă puteam hotărâ și fixa definitiv? Chiar și tocilarul D, care îmi fusese prezentat de profesorul meu de germană drept prototipul hărniciei și al conștiinciozității, era deja sigur că va urma să studieze teologia. Am constatat că trebuia să reflectez în sfârșit cu seriozitate la această problemă. Ca zoolog, de exemplu, nu puteam deveni decât institutor sau, în cel mai bun caz, angajat la o grădină zoologică. Asta nu era o perspectivă nici în condițiile unor pretenții modeste. Oricum, aș fi preferat-o unei cariere în învățământul școlar. În timp ce mă aflam în acest impas, mi-a venit deodată ideea inspirată că aș putea studia medicina. Este straniu, dar ea nu-mi trecuse niciodată prin minte, cu toate că bunicul meu patern, despre care auzisem atât de multe, fusese medic. Tocmai de aceea manifestasem chiar o anumită rezistență față de această profesie. Deviza mea era: să nu cumva să imiți.
Acum însă mi-am spus că studiul medicinei măcar începea cu cel al științelor naturii. În privința asta, aș face în orice caz ceva ce îmi plăcea. În plus, domeniul medicinei era atât de vast și de variat încât găseai întotdeauna o posibilitate să activezi într-o anume direcție științifică. Optasem clar pentru știință. Întrebarea era doar cum. Trebuia să-mi câștig pâinea și, întrucât n-aveam bani, nu puteam frecventa o universitate străină ca să mă pregătesc pentru o carieră științifică. În cel mai bun caz puteam deveni un diletant în știință. Întrucât, în plus, eram considerat de mulți dintre colegii mei, precum și de oamenii, citește profesorii, care aveau autoritate în domeniu drept o ființă deosebit de simpatică și care provoca suspiciuni și reproșuri. Nu exista nicio speranță de a găsi un protector care mi-ar fi putut sprijini dorința. Așa că, în cele din urmă, am decis să studiez medicina, având sentimentul neplăcut că nu era bine să-ți începi viața cu un asemenea compromis. Oricum, această decizie irevocabilă m-a făcut să mă simt considerabil ușurat. Dar acum se năștea întrebarea penibilă. De unde să vină banii necesari studiului? Tata putea face rost de ei numai parțial. A solicitat însă o bursă la universitate pe care, spre rușinea mea, am și obținut-o apoi. Mă rușinam mai puțin din cauza faptului că sărăcia noastră era astfel confirmată în fața tuturor, cât mai degrabă din cauza convingerii mele intime că toți oamenii de sus, ca să zic așa, deci cei cu autoritate în materie, nu-mi erau binevoitori. Eu n-aș fi sperat și nu m-aș fi așteptat niciodată la această bunătate de sus. Profitasem în mod evident de prestigiul tatei, care era un om bun și fără complicații. Simțeam că sunt extrem de diferit de el. Aveam, de fapt, despre mine două opinii divergente. Numărul 1 vedea personalitatea mea ca pe un tânăr nu prea simpatic și dotat mediocru, dar având pretenții ambițioase, un temperament necontrolat și maniere îndoielnice, ba entuziast în mod naiv, ba decepționat în mod puieril și fiind în adâncurile ființei sale un obscurantist izolat de lume. Numărul 2 îl considera pe numărul 1 drept întruchiparea unei sarcini morale dificile și ingrate, un fel de lecție care trebuia parcursă și tocită neapărat, îngreunată de o serie de defecte, calenea sporadică, lipsa de curaj, deprimarea, entuziasmul inept pentru idei și lucruri pe care nu le apreciază nimeni, prieteniile imaginare, limitarea, prejudecățile, prostia, matematică, lipsa de înțelegere față de alți oameni, confuzia și dezordinea în chestiuni ținând de domeniul concepției asupra lumii, nici creștin, nici altceva. Numărul 2 nu era de fapt un caracter, ci o vita per acta. Născut, trăind, mort, totul într-una, o viziune totală a înseși naturii umane. De o claritate nemiloasă față de sine, dar incapabil și indecis în a se exprima pe sine însuși prin substanța densă și obscură a lui 1, deși de fapt ar fi năzuit să o facă. Numărul 1 era, când predomina numărul 2, conținut în acesta și anulat. Dimpotrivă, numărul 2 îl privea pe celălalt ca pe un univers lăuntric întunecat. Numărul 2 resimțea expresia posibilă a sinelui său ca pe o piatră care era aruncată de la marginea lumii și se scufunda fără zgomot în infinitatea nopții. În el însuși, adică în numărul 2, domnea însă lumina ca în încăperile spațioase ale unui palat regal, ale cărui ferestre înalte se deschideau spre un peisaj scăldat în soare. Aici, sensul și continuitatea istorică stăpâneau în cea mai strictă contradicție față de hazardul incoerent al vieții lui 1, care nu găsea de fapt în vecinătatea sa imediată niciun punct de contact. Numărul 2, în schimb, se simțea într-un acord secret cu evul mediu, personificat de Faust, cu moștenirea timpurilor trecute, de care Goethe era, în mod vizibil, impresionat până în rărunchi. Deci, și pentru el, și asta era marea mea mângâiere, numărul 2 constituia o realitate. Faust însemna pentru mine, o intuiam cu o oarecare teamă, mai mult decât Sfânta Evanghelie, cea de la Ioan, pe care o îndrăgeam atât. În el trăia ceva ce acționa în mod nemijlocit asupra simțirii mele. Hristos, cel al Sfântului Ioan, îmi era străin,
dar și mai străin îmi era mântuitorul sinoptic, pe când Faust era un echivalent viu al lui Doi, ceea ce mă convingea că el constituia răspunsul dat de Goethe la întrebarea timpului său. Această înțelegere nu numai că m-a consolat, ci mi-a conferit și o siguranță interioară sporită, precum și certitudinea de a aparține societății omenești. Nu mai eram un unicat și o simplă curiozitate, un așa zis lusus al naturii crude. Nașul și garantul meu era însuși marele Goethe. Aici, ce-i drept, înceta înțelegerea provizorie. În ciuda admirației mele, criticam soluția definitivă din Faust. Sub aprecierea copilărească a lui Mefisto mă mâhnea personal, întocmai ca înfumurarea lipsită de scrupule a lui Faust și mai ales ca uciderea lui Filemon și Baucis. În această perioadă am avut un vis de neuitat, care m-a speriat și încurajat totodată. Mă aflam în plină noapte, într-un loc necunoscut și înaintam numai a nevoie împotriva unei vijelii violente. În plus, se lăsa o negură deasă. Eu țineam cu ambele mâini o lumină mică, încercând să o ferez de rafalele de vânt care amenințau în fiecare clipă să o stingă. Totul însă depindea de reușita mea în a ține această luminiță în viață. Deodată am avut impresia că mă urmărea ceva. Am privit îndărăt și am zărit o formă neagră, uriașă, care venea în spatele meu. În același moment am devenit însă conștient, toată spaima, că trebuia să-mi salvez luminița prin noapte și furtună, în ciuda tuturor primejdiilor. Când m-am trezit, mi-am dat imediat seama, este stafia din Brocken, propria umbră proiectată pe dârele învârtejite ale ceții și produsă de luminița pe care o țineam în fața mea. Am știut totodată că luminița era conștiința mea. Este singura lumină pe care o am. Propria mea cunoaștere e unică, e cea mai mare comoară pe care o posed. Este adevărat că e infinit de mică și de fragilă în comparație cu forțele întunericului. Totuși e o lumină, singura mea lumină. Acest vis a însemnat pentru mine o mare iluminare. Acum știam că numărul 1 era purtătorul luminii, iar numărul 2 îl urma ca o umbră. Sarcina mea era de a menține lumina și de a nu privi înapoi în Vita Precata, care era un imperiu luminos de altă natură și interzis în mod manifest. Trebuia să înaintez împotriva furtunii care căuta să mă împingă înapoi în obscuritatea incomensurabilă a lumii, acolo unde nu se vede și nu se percepe nimic în afară de suprafețele unor secrete de nepătruns. În calitate de numărul 1, trebuia să merg mai departe, spre studiu, spre câștigul de bani, în tot felul de dependențe, încălciri, dezordini, erori, supuneri și înfrângeri. Furtuna care sufla înspre mine era timpul care curge fără încetare spre trecut, care mă urmărește însă pas cu pas, la fel fără preget și de nemijlocit. El este în vârtej potrivnic care aspiră în sine, cu nesaț, tot ce există și căruia îi se sustrage pentru o clipă, doar ceea ce își face loc în față. Trecutul este colosal de real și de prezent, și ia cu el pe oricine nu se poate răscumpăra printr-un răspuns satisfăcător. Imaginea mea despre lume a cunoscut atunci o întoarcere de încă 90 de grade. Am realizat că drumul meu ducea irevocabil spre exterior, spre limitarea și obscuritatea tridimensionalității. Aveam impresia că Adam părăsise odinioară astfel paradisul. Acesta devenise pentru el fantomatic și lumină era acolo unde, în sudoarea frunții, trebuia să are un ogor pietros. M-am întrebat atunci, de unde vine un astfel de vis? Până în acel moment mi se păruse de la sine înțeles că asemenea vise erau trimise în chip nemijlocit de Dumnezeu, somnia adeo missa. Acum asimilasem însă atâta critică gnoseologică încât am fost asaltat de îndoieli. Se putea spune, de exemplu, că inteligența mea evoluase treptat și ieșise brusc la iveală în vis. Evident, așa se și întâmplase. Dar asta nu e o explicație, ci doar o descriere. Întrebarea care se pune este, de fapt, de ce avusese loc un astfel de proces și de ce se ivise el în conștiință? Dar nu făcusem nimic conștient pentru a susține această dezvoltare, iar simpatiile mele erau de partea cealaltă. Trebuia deci să fie acționat ceva din culise, ceva inteligent, în orice caz ceva mai inteligent decât mine.
căci nu mi-ar fi trecut niciodată prin minte ideea genială că luminosul imperiu interior apare în lumina conștiinței doar ca o umbră gigantică. Am înțeles deodată multe lucruri care în trecut îmi fuseseră inexplicabile. Acea umbră rece a uluirii și înstrăinării care trecea pe fețele oamenilor ori de câte ori se întâmpla să facă aluzie la ceva ce amintea de universul lor interior. Trebuia să las în urmă pe numărul 2, asta mi era clar. Dar n-aveam voie pentru nimic în lume să-l reneg față de mine însumi sau chiar să-l declar nul. Ar fi însemnat o automutilare și, în plus, n-ar mai fi existat absolut nicio posibilitate de explicare a originii viselor. Pentru mine nu era niciun dubiu că numărul 2 avea de a face cu producerea viselor, iar inteligența superioară necesară îi se putea atribui cu ușurință. Eu însumi mă simțeam într-o măsură tot mai mare identic cu numărul 1, iar această stare s-a dovedit o simplă parte componentă a laturii lui 2, care era mult mai cuprinzător și cu care, tocmai din acest motiv, nu mă mai puteam simți identic. Numărul 2 era în realitate o fantomă, adică un spirit, care se putea măsura în putere cu obscuritatea lumii. Nu știusem asta mai înainte, iar faptul îmi era și atunci, după cum pot constata retrospectiv, nelămurit, chiar dacă, din punct de vedere emoțional, aveam indiscutabil conștiința lui. În orice caz, între mine și numărul 2 se produsese o ruptură care mă apropia numărul 1 și mă distanța în același grad de numărul 2, care a devenit, cel puțin tangențial, o personalitate întrucâtva autonomă. N-am legat de asta nicio reprezentare a unei individualități anume, de exemplu pe cea a unui revenant, deși datorită originii mele rurale, o astfel de posibilitate ar fi fost pe deplin acceptabilă. Căci la țară se crede în aceste lucruri în funcție de circumstanțe. Ele sunt și nu sunt. Singurul lucru clar la acest spirit era caracterul lui istoric, întinderea lui în timp, respectiv atemporalitatea lui. Toate astea nu mi le-am spus, desigur, cu atâtea cuvinte, după cum nici nu mi-am făcut o idee despre existența sa spațială. El juca rolul unui factor care nu era clar definit, fiind totuși prezent în mod definitiv în fundalul, în premisele existenței mele. Omul vine pe lume, fizic și psihic, cu niște predispoziții individuale și ia cunoștință mai întâi de mediul său părintesc și de spiritul acestuia, cu care, datorită individualității lui, este de acord doar în mod limitat. Spiritul familial poartă însă, la rândul său, amprenta spiritului epocii, de care, propriu zis, cei mai mulți oameni nu sunt conștienți. Dacă spiritul familial constituie un consensus omnimum, atunci el va reprezenta un sentiment de siguranță în raport cu lumea. Dacă el se află însă în opoziție față de cei mulți și este el însuși brăzdat de contradicții, atunci se naște sentimentul de nesiguranță în raport cu lumea. Copiii reacționează mult mai puțin la ceea ce spun adulții decât la factorii imponderabili din atmosfera înconjurătoare. La aceasta, copilul se adaptează inconștient, adică în el se produc corelații de natură compensatorie. Reprezentările religioase ciudate, care mă asaltaseră deja în copilăria cea mai fragedă, erau plăsmuiri născute spontan, care trebuiau înțelese ca reacții la anturajul meu părintesc. Îndoielile religioase, cărora mai târziu tata avea să le cadă, în mod evident victimă, au cunoscut în el, bineînțeles, o epocă vastă de pregătire. O asemenea revoluționare a propriei lumi și a lumii în general începe să se contureze și să arunce umbra cu mult timp înainte, și asta cu atât mai mult cu cât conștiința s-a ferit cu mai mare disperare de puterea ei. E de înțeles că unele presimțiri îl cufundau pe tata într-o stare de neliniște care, firește, se repercuta și asupra mea. N-am avut niciodată impresia că astfel de influențe ar fi emanat eventual de la mama, căci ea era oarecum ancorată într-un teren invizibil, adânc, care nu mi-a apărut însă niciodată ca fiind cel al încrederii în religia creștină. El avea, așa simțeam eu, întrucâtva de a face cu animalele, cu pomii, munții, câmpiile și apele curgătoare,
cu care contrastau în mod straniu suprafața ei creștină și manifestările ei religioase convenționale. Acest fundal corespundea atât de mult propriei mele atitudini, încât de la el n-a pornit niciun fel de neliniște. Din contră, constatarea mi-a conferit de fiecare dată un sentiment de securitate și convingerea că aici există un teren solid pe care se putea sta. Nu mi-a trecut niciodată prin minte cât de păgână era această întemeiere. Numărul 2 al mamei mi-era sprijinul cel mai puternic în conflictul care se năștea între tradiția paternă și plăsmuirile ciudate, compensatorii, pe care inconștientul meu era stimulat să le producă. Privind în urmă, văd cât de mult a anticipat dezvoltarea mea în copilărie, evenimentele ulterioare și cum a pregătit modalități de adaptare atât pentru prăbușirea religioasă a tatălui meu, cât și pentru revelația zguduitoare a imaginii de azi despre lume, care nici ea nu s-a născut de azi pe mâine, ci s-a conturat cu mult înainte. Deși noi, oamenii, avem viața noastră personală, suntem, pe de altă parte, în mare măsură, reprezentanții, victimele și promotorii unui spirit colectiv, ai cărui an de viață înseamnă secole. O viață întreagă putem să credem că facem totul după capul nostru și să nu descoperim niciodată că am fost în primul rând figuranți pe scena teatrului lumii. Există însă fapte care, chiar dacă nu le cunoaștem, ne influențează viața și asta cu atât mai mult cu cât sunt inconștiente. Cel puțin așa trăiește o parte a ființei noastre în veacuri, și anume acea parte pe care eu am desemnat-o pentru uzul meu personal ca numărul 2. Că ea nu este o curiozitate individuală, o demonstrează religia noastră occidentală, care se adresează expressis verbis, acestui om interior și, de aproape 2000 de ani, încearcă în mod serios să-l aducă la cunoștință conștiinței de suprafață și personalismului acesteia. Noli foras ire, in interiore homine habitat veritas. Nu vă duceți afară, în omul interior, sălășluiește adevărul. Între anii 1892 și 1894 am purtat o serie de discuții vehemente cu tata. El studiase la Göttingen limbi orientale, iar teza sa tratase o versiune arabă a Cântării Cântărilor. Epoca sa eroică se încheiase odată cu examenul final la universitate. Apoi, a dat uitării talentul său filologic. Ca preot de țară la Laufen, în apropierea cascadei Rinului, a căzut pradă unui entuziasm sentimental, s-a cufundat în amintiri ale vieții de student, a continuat să-și fumeze lunga pipă studențească și era dezamăgit de căsnicia sa. Făcea mult bine, prea mult. Prin urmare, era prea adesea prost dispus și suferea de o irascibilitate cronică. Ambii mei părinți își dădeau toată silința să ducă o viață pioasă, consecința fiind că se ajungea foarte des la scene. E de înțeles că aceste dificultăți i-au zdruncinat mai târziu și credința. Iritarea și nemulțumirea sa se amplificase atunci, iar starea lui m-a umplut de grijă. Mama evita tot ce l-ar fi putut agita și evita orice dispută. Deși trebuia să recunosc înțelepciunea atitudinii ei, adeseori nu eram în stare să-mi țin în frâu propriul temperament. E drept că rămâneam pasiv în fața exploziilor lui nervoase, dar când părea într-o dispoziție abordabilă, încercam să leg cu el o discuție pentru a afla ceva mai mult în legătură cu procesele care se petreceau în interiorul lui și cu ceea ce înțelegea el despre sine însuși. Căci era clar că era chinuit de ceva și presupuneam că acel ceva avea de a face cu concepția sa religioasă despre lume. Dintr-o serie de aluzii ajunsesem la convingerea că era vorba de îndoieli religioase. Mi se părea că lucrurile puteau sta așa numai dacă îi lipsea experiența necesară. Din încercările mele de a încropi discuții cu el, am aflat într-adevăr că trebuia să existe ceva asemănător, întrucât toate întrebările mele erau urmate fie de răspunsurile teologice lipsite de viață și atât de familiare mie, fie de o ridicare resemnată din umeri, care mi-incita spiritul de contradicție. Nu puteam pricepe cum de nu profita de orice ocazie pentru a se confrunta cu situația sa. Deși vedeam că întrebările mele critice îl întristau,
Mai speram încă să ajungem la o conversație constructivă. Mi se părea aproape inimaginabil ca el să nu fi trăit cea mai evidentă dintre toate experiențele, cea a lui Dumnezeu. Știam măcar atâta despre teoria cunoașterii, spre a mă fi lămurit că o astfel de cunoaștere nu poate fi dovedită, dar mi-era la fel de clar că nici n-avea nevoie de vreo dovadă, tot așa de puțin pe cât trebuia să mi se demonstreze frumusețea unui răsărit de soare sau teama în fața posibilităților lumii nocturne. Încercam probabil într-un mod foarte neîndemânatic să-i transmit aceste evidențe, în intenția plină de speranțe de a-l ajuta să-și suporte destinul deosebit de care avusese parte fără drept de apel. Trebuia să se certe cu cineva și atunci o făcea cu familia lui și cu sine însuși. De ce nu o făcea cu Dumnezeu, sumbrul auctor rerum creatorum, singurul care este cu adevărat responsabil de suferința lumii? I-ar fi trimis cu siguranță ca răspuns unul dintre acele vise magice, infinit de profunde, pe care mi le trimisese fără să îi le fi cerut, pecetluindu-mi astfel soarta. Nu știam de ce, era pur și simplu așa. Ba, îmi permisese chiar să arunc o privire în propria sa ființă. Aceasta era cu siguranță un mare secret pe care nu aveam voie sau nu puteam să-l dezvălui nici tatei. Aveam senzația că îl aș fi putut împărtăși eventual dacă ar fi fost capabil să înțeleagă experiența directă a lui Dumnezeu. Dar nu înaintam niciodată atât de mult în discuțiile pe care le purtam cu el, nici măcar nu ajungeam în raza problemei, pentru că o abordam întotdeauna într-o manieră foarte nepsihologică și intelectuală și evitam pe cât posibil aspectul sentimental spre a nu-i declanșa emoțiile. Dar acest mod de apropiere avea mereu un efect asemănător cu cel al basmalei roșii asupra taurului și ducea la reacții de enervare, care mie îmi erau de neînțeles, fiindcă eram incapabil să pricep cum de un argument perfect rațional se putea lovi de o rezistență emoțională. Aceste discuții sterile ne necăjeau pe amândoi și în cele din urmă le retrăgeam, fiecare cu sentimentul său specific de inferioritate. Teologia ne înstrăinase reciproc pe tata și pe mine. Am simțit asta din nou ca pe o înfrângere fatală, în care însă nu mă simțeam singur. Aveam o presimțire sumbră că tata căzuse inevitabil victimă destinului său. Era singuratic. N-avea niciun prieten cu care să se poată sfătui. Eu cel puțin nu cunoșteam pe nimeni în anturajul nostru pe care să-l cred în stare a-i aduce cuvântul salvator. Odată l-am auzit rugându-se. Se lupta cu disperare pentru credința sa. Am fost zguduit și revoltat deopotrivă, fiindcă vedeam cât de fără speranțe căzuse pradă bisericii și gândirii teologice. Ele îl părăsiseră infidele după ce îi blocaseră toate posibilitățile de a ajunge nemijlocit la Dumnezeu. Atunci am înțeles cât se poate de profund ceea ce trăisem. Dumnezeu însuși dezavuase în visul meu teologia și biserica îndemeiată pe ea. Pe de altă parte, tolerase teologia ca și atâtea alte lucruri. Mi se părea ridicol să admit că oamenii ar fi putut determina astfel de fenomene. Oare ce erau oamenii? Se nășteau proști și orbi, asemenea cățelușilor, asemenea tuturor făpturilor Domnului, înzestrați cu cea mai sărăcăcioasă lumină care nu poate lumina bezna în care orbecă ei. De asta eram sigur și la fel de sigur eram că nici unul dintre teologii pe care îi cunoșteam nu văzuse cu proprii ochi lumina care luminează în întuneric, altfel n-ar fi putut propovădui o religie teologică. N-aveam ce să fac cu o religie teologică, ea nu corespundea felului în care trăisem eu experiența Domnului. Ea îi pretindea omului să creadă, fără nădejdea de a ști vreodată. E ceea ce cu mare efort încercase tatăl meu, dar eșuase. Tot așa de puțin se putea apăra tata și împotriva materialismului ridicol al psihiatrilor. Doar și aceasta era ceva în care trebuia să crezi, la fel ca în teologie. Eram mai sigur ca niciodată că ambele duceau lipsă de critică gnoseologică și de experiență. Tata trăia în mod vizibil cu impresia că psihiatrii au descoperit în creier ceva care dovedea că în locul unde ar fi trebuit să fie spiritul se afla materia și nimic aerat spiritual.
Așa se explică de ce mă avertizase tata în diverse rânduri ca nu cumva să devin materialist dacă studiam medicina. Pentru mine însă avertismentul său însemna de fapt să nu care cumva să cred ceva, căci doar știam că materialiștii, aidoma teologilor, credeau în definițiile lor și mai știam că și tata, săracul, căzuse pur și simplu din lacâmpuț. Pricepusem că acea credință ce mi era mereu atât de lăudată îi jucase o festă fatală și nu numai lui, ci majorității oamenilor cultivați și serioși pe care îi cunoștea. Păcatul suprem al credinței mi se părea a fi faptul că ea anticipa experiența. De unde știau teologii că Dumnezeu rânduise anumite lucruri în mod deliberat și că permitea altele, și de unde știau psihiatrii că materia avea proprietățile spiritului uman? Eu nu eram deloc în pericol de a cădea victimă materialismului, dar tatăl meu, da. Acest lucru îmi devenea tot mai clar. Cineva își șoptise cu siguranță ceva la ureche despre sugestie, pentru că el citea atunci, după cum am descoperit la ceva vreme, cartea lui Bernheim despre sugestie, tradusă de Sigmund Freud. Era pentru mine ceva nou și important, căci până atunci îl văzusem pe tata citind doar romane și eventual câte o descriere de călătorie. Toate cărțile inteligente și interesante păreau a-i fi interzise. Lectura nu-l făcea însă fericit. Toanele sale depresive se mulțeau și se intensificau, la fel și ipocondria lui. De un număr de ani se văitase de toate simptomele abdominale posibile, fără ca medicul să fi putut constata ceva precis. Acum se plângea că are senzația de pietre în burtă. Mult timp nu l-am luat în serios, dar în cele din urmă medicul a căzut pe gânduri. Era la sfârșitul verii lui 1895. În primăvara acelui an îmi începusem studiile la Universitatea din Basel. Singura perioadă a vieții mele în care mă plictisisem, adică anii de școală, se încheiase, iar acum mi se deschideau porțile de aur spre Universitas Literarum și spre libertatea academică. Voi afla adevărul despre natură în aspectele sale principale. Voi învăța tot ce se putea ști despre om, din punct de vedere anatomic și fiziologic, și la acestea se va adăuga cunoașterea stărilor biologice și de excepție, și anume a bolilor. În plus, am reușit să intru într-o asociație purtătoare de culori, Zofingia, din care și tata făcuse parte odinioară. Pe când eram încă boboc, m-a însoțit chiar într-o excursie a asociației într-un sat viticol din Markgrafenland și a ținut acolo un discurs plin de haz, în care, spre încântarea mea, a ieșit din nou la iveală spiritul vesel al trecutului său studențesc. În același timp am recunoscut fulgerător că propria lui viață încetase definitiv odată cu terminarea studiilor și mi-au trecut prin minte versurile unui cântec studențesc. Cu ochii în pământ au plecat, înapoi în țara filistinilor, o, Doamne, 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 o, ce schimbare a lucrurilor! Aceste cuvinte mi-au apăsat sufletul. Doar fusese și el pe vremuri un student entuziast în primul semestru, așa cum eram eu acum. Lumea se deschisese pentru el așa cum mi se deschidea și mie. Comorile infinite ale științei fuseseră etalate în fața lui ca și în fața mea. Oare ce-l frânsese? Ce-l înăcrise și înveninase? Nu găseam niciun răspuns sau găseam prea multe. Discursul pe care l-a ținut la un pahar de vin în acea seară de vară a fost parcă ultima scăpărare a unei amintiri vii dintr-o epocă în care el fusese ceea ce ar fi trebuit să fie. Curând după aceea, starea i s-a înrăutățit. Spre sfârșitul toamnei lui 1895, a căzut bolnav la pat și a murit la începutul anului 1896. După cursuri, mă întorsesem acasă în ziua aceea și mă interesasem cum se simte. A, e la fel ca de obicei. E foarte slăbit, a zis mama. El i-a șoptit ceva, iar ea a spus, dându-mi de înțeles din priviri, că tata delira. Vrea să știe dacă ai trecut examenul de stat. Mi-am dat seama că era cazul să mint. Da, totul a decurs bine. A oftat ușurat și a închis ochii. Ceva mai târziu m-am întors la el. Era singur. Mama avea treabă în camera de alături. Tata horcăia și mi-am dat seama că intrase în agonie. Stăteam lângă patul lui nemișcat,
ca țintuit sub efectul unei vrăji. Nu mai văzusem niciodată un om murind. Deodată a încetat să mai respire. Am așteptat și am tot așteptat suflarea următoare. Dar ea n-a mai venit. Atunci m-am amintit de mama și m-am dus în camera vecină, unde am găsit-o șezând la fereastră și tricotând. Moare, am zis. S-a apropiat cu mine de pat și a văzut că tata murise. Cât de repede s-a isprăvit totul, mi-a spus, mirată parcă. Zilele următoare au fost apăsătoare și pline de durere. Mi-au rămas puține amintiri de atunci. La un moment dat, mama vorbi pe vocea ei cea de-a doua, cu mine sau cu aerul care mă înconjura. Pentru tine a murit la timp. Ceea ce mi s-a părut că înseamnă, nu v-ați înțeles și ar fi putut să-ți devină un obstacol. Acest punct de vedere părea să corespundă cu personalitatea numărul 2 a mamei. Acest pentru tine m-a lovit teribil și am simțit că o bucată din trecut se încheiase în mod irevocabil. Pe de altă parte, s-a trezit la viață în mine o bucată de bărbăție și de libertate. După moartea tatei, m-am mutat în camera lui și i-am luat locul în familie. Trebuia, de exemplu, să-i dau mamei săptămânal banii pentru menaj, fiindcă ea nu știa cum să gospodărească și să drămânească banii. La aproximativ 6 săptămâni după ce a murit, tata mi-a apărut în vis. Deodată s-a aflat în fața mea și mi-a spus că tocmai venise din concediu, că se odihnise bine și că acum se întorcea acasă. M-am gândit că avea să mă dojenească pentru că mă instalasem în camera lui, dar nici gând. Mi-a fost totuși rușine că îmi imaginasem că murise. Peste câteva zile, visul s-a repetat. De data asta, tata se întorcea acasă însănătoșit, iar eu îmi făceam din nou reproșuri că fusesem în stare să cred că murise. M-am tot întrebat apoi, ce înseamnă această întoarcere a tatei în vis? Cum depare atât de real? A fost o experiență de neuitat care m-a obligat să meditez pentru prima oară la viața de după moarte. Odată cu moartea tatei, s-au ridicat probleme serioase și grave în legătură cu continuarea studiilor mele. O parte din rudele materne erau de părere că ar fi trebuit să-mi caut un loc de amploiat comercial la o casă de comerț pentru a câștiga cât mai curând ceva bani. Fratele mezin al mamei s-a oferit să o ajute, întrucât mijloacele de care dispuneam nu erau nici pe departe suficiente pentru a trăi. M-a ajutat un unchi dinspre tata. La sfârșitul studiilor mele îi datoram 3.000 de franci. Restul l-am câștigat lucrând ca asistent preparator și ocupându-mă cu vânzarea unei colecții mici de antichități, pe care am preluat-o de la o mătușă bătrână și am vândut-o în mod avantajos, bucată cu bucată, încasând un profit foarte binevenit. Nu-mi pare rău că am avut parte de această perioadă de sărăcie. În asemenea situații, omul învață să aprecieze lucrurile simple. Îmi amintesc încă foarte bine că am primit odată cadou o cutiuță plină cu țigări de foi. M-am simțit împărătește. Mi-au ajuns un an întreg, căci mi-am acordat permisiunea de a fuma doar câte una în fiecare duminică. Privind în urmă, pot să spun, anii studenției au fost ani frumoși pentru mine. Totul era însuflețit spiritualicește și a fost și o epocă a prieteniilor. În cadrul asociației Zofingia, am ținut mai multe discursuri pe teme teologice și psihologice. Purtam conversații din cele mai animate și nici gând ca ele să fie abordat numai subiecte medicale. Discutam în contradictoriu în legătură cu Schopenhauer și Kant. Aveam cunoștințe despre diferite stiluri ale lui Cicero și ne interesau teologia și filozofia. Se putea presupune la fiecare, ca să zic așa, o formație clasică și o tradiție intelectuală solidă. Printre prietenii mei cei mai apropiați se număra Albert Oeri. Prietenia dintre noi a durat până la sfârșitul vieții lui, în 1950. Legătura dintre noi avea de fapt cu vreo 20 de ani mai mult decât noi înșine, deoarece începuse deja la sfârșitul anilor 60 ai secolului trecut cu prietenia dintre tații noștri. Dar, spre deosebire de aceștia, pe care soarta i-a despărțit treptat în anii de mai târziu, pe Oeri și pe mine, destinul nu numai că ne-a ținut împreună, dar ne-a unit până în ultima clipă și prin legătura fidelității. Îl cunoscusem pe Oeri
ca membru al Asociației Zoofingia. Era pe cât de plin de umor, pe atât de plin de suflet, de sensibilitate și un povestitor excelent. M-a impresionat că era strănepotul lui Jacob Burkhardt, în care noi, tinerii studenți ai Baselului, îl veneram pe marele om ajuns deja legendar, dar care trăise și activase în mijlocul nostru. Da, Oeri amintea puțin de aspectul exterior al acestui om rar, printre unele trăsături ale feței, prin gesturile și mișcările lui, și prin felul de a vorbi. Am aflat câte ceva de la prietenul meu despre Bachofen, pe care, ca și Burkhardt, îl întâlnisem uneori pe stradă, însă mai mult decât aceste elemente exterioare m-au atras stilul său meditativ, modul în care privea evenimentele istorice, maturitatea, surprinzătoare la vârsta aceea, a judecății sale politice și precizia lui adesea uluitoare în înțelegerea personalităților contemporane pe care spiritul și hazul său le puteau schița într-un chip inimitabil. Scepticismul lui descoperea vanitatea și nimicnicia, chiar și faldurile celor mai strălucitoare draperii. Cel de-al treilea din alianța noastră era Andreas Vischer, decedat din păcate prematur, după ce a fost ani de zile conducătorul spitalului din Urfa, în Asia Mică. Obișnuiam să ne adunăm cu toții și să discutăm la Adler din Vale și la Hirzen din Haltingen, la un pahar de Markgrafer, sub soarele strălucitor sau sub luna în permanentă transformare. Aceste conversații au alcătuit punctul culminant și de neuitat al vieții mele studențești. Întrucât ne separau profesia și locul de muncă, nu ne-am văzut prea mult în deceniul care a urmat. Dar când s-a apropiat de Oeri și de mine, care eram de vârstă, ora solemnă a miezului vieții, destinul ne-a apropiat din nou. Când am împlinit 35 de ani, am făcut amândoi, fără a bănui ce ne așteaptă, o călătorie memorabilă cu vaporul, de fapt, cu velierul meu, iar marea noastră a fost lacul Zurich. Echipajul era compus din 3 medici tineri care lucrau pe atunci la mine. Itinerarul nostru a fost până la Wallenstad și înapoi. Călătoria a durat 4 zile. Înaintam, împinși de un vânt răcoros, cu Spinacherul. Oerii adusese traducerea lui Vœg din Odiseea și ne citea în timpul călătoriei sale despre aventura lui Ulise pe insula Circei și din Nechia, coborârea în Hades. O strălucire se așternuse peste lacul scânteietor și peste malurile învăluite în pâclă argintie. De după vasul cel cu botul negru, cu vântătoarea fașnică zeiță, cu păr de aur, Circe, ne trimise un vânt prielnic, umflător de pânze, soț bun de drum. Dar în dărătul imaginilor homerice scânteietoare, se iveau, umplându-mă de neliniște, gânduri legate de călătoria mai mare pe Lagus Mundi, pe care ne-o rezervase viitorul. Oeri, care până atunci tot ezitase, s-a căsătorit nu mult după aceea, iar mie mi-a dăruit destinul, precum lui Ulise, o Nechia, o coborâre în întunecatul Hades. A urmat anii de război și iar l-am văzut doar rare ori. Au amuțit și marile discuții. Nu se mai vorbea de fapt decât despre evenimentele din prim planul actualității. Dar între noi a început o conversație interioară, așa cum am ghicit în diferite întrebări disparate pe care mi le punea. Era un prieten inteligent și mă cunoștea în felul său. Această înțelegere tacită și fidelitatea sa nestrămutată au însemnat foarte mult pentru mine. În ultimul deceniu al vieții lui, ne-am văzut din nou mai des, căci amândoi știam că umbrele deveneau tot mai lungi. În legătură cu problemele religioase, am primit în timpul studenției mele multe stimulări. Acasă mi se oferea prilejul extrem de binevenit de a discuta cu un teolog, vicarul răposatului meu tată. Nu se distingea numai prin apetitul său fenomenal, care îl eclipsa pe al meu, ci și prin marea erudiție. De la el am învățat multe despre patristică, istoria dogmelor și mai ales am aflat o grămadă de noutăți din domeniul teologiei protestante. Teologia lui Ritschel era pe atunci la ordinea zilei. Concepția ei istorică și mai cu seamă parabola trenului mă iritau. Și studenții la teologie, cu care discutam în cadrul Asociației Zoofingia,
Îmi lăsau impresia că se mulțumeau toți cu ideea efectului istoric care pornise de la viața lui Hristos. Ideea nu mi se părea numai stupidă, ci chiar total lipsită de viață. Nu puteam fi nici adeptul teoriei care îl plasa pe Hristos în prim plan, transformându-l în singura figură hotărătoare din drama despre Dumnezeu și om. Era în contradicție absolută cu propria concepție a lui Hristos, potrivit căreia Sfântul Duh, care îl procrease, îl va înlocui printre oameni după moartea lui. Sfântul Duh însemna pentru mine o ilustrare adevărată a lui Dumnezeu, cel de neconceput. Acțiunile sale nu numai că erau de natură sublimă, ci și stranii și chiar dubioase, asemenea faptelor lui Jehova, pe care îl identificam în sensul în care îmi fusese înfățișat în timpul instruirii mele în vederea confirmării, în mod naiv, cu imaginea creștină a Domnului. Pe atunci nu eram conștient nici de faptul că adevăratul diavol se născuse abia odată cu creștinismul. Domnul Iisus era pentru mine, în mod neîndoielnic, un om și tocmai de aceea neîndoielnic, respectiv un simplu purtător de cuvânt al Sfântului Duh. Această concepție extrem de neortodoxă, care diferea cu 90, ba chiar cu până la 180 de grade de cea teologică, se lovea, bineînțeles, de cea mai adâncă neînțelegere. Dezamăgirea resimțită de mine din această cauză m-a dus treptat la un fel de dezinteres resemnat, iar convingerea mea că aici nu putea decide decât experiența s-a întărit tot mai mult. Puteam să spun, împreună cu Candide, pe care îl citeam atunci, foarte bine ai vorbit, dar până una alta trebuie să ne lucrăm grădina, prin care înțelegeam știința naturii. În decursul primilor mei ani de studenție, am făcut descoperirea că științele naturii dădeau într-adevăr posibilitatea dobândirii a infinit de multe cunoștințe, dar furnizau numai o cunoaștere foarte sărăcăcioasă și, în principal, de natură specializată. Știam din lecturile mele filozofice că la baza tuturor se afla realitatea psihicului. Fără suflet, nu existau nici cunoștințe, nici cunoaștere. Nu se auzea însă absolut nimic despre suflet. El era, cei drept, presupus pretutindeni în mod tacit. Dar și acolo unde era pomenit, ca la C.J. Carus, nu exista o cunoaștere reală, ci doar o speculație filozofică, iar aceasta putea foarte bine să aibă un sens sau altul. Nu pricepeam nimic din aceste observații ciudate. La sfârșitul celui de-al doilea semestru, am făcut însă o descoperire menită să aibă consecințe importante. Am găsit în biblioteca unui istoric de artă, tatăl unuia dintre prietenii mei de studenție, o cărticică din anii 70 despre apariții de spirite. Era o relatare a începuturilor spiritismului, scrisă de un teolog. Dubiile mele inițiale s-au risipit repede, căci n-am putut să nu remarc că, în principiu, era vorba despre povestiri identice sau asemănătoare cu cele pe care le tot auzisem la țară încă din copilăria cea mai fragedă. Materialul era fără îndoială autentic. Dar marea întrebare, dacă aceste povești sunt adevărate și din punct de vedere fizic, rămânea tot fără un răspuns sigur. Oricum, am constatat în chip limpede că în toate timpurile și în cele mai diferite locuri de pe pământ se relatau mereu aceleași istorii. Acest lucru trebuia să aibă un motiv, care nu trebuia căutat în niciun caz în faptul că peste tot existau aceleași premise religioase. Evident, nu aceasta era situația, deci trebuia să fie ceva legat de comportamentul obiectiv al sufletului omenesc. Dar tocmai despre această problemă esențială, natura obiectivă a sufletului, nu se putea afla nimic în afară de ceea ce spuneau filozofii. Oricât de stranii și de îndoielnice mi s-ar fi părut, observațiile spiritiștilor au constituit totuși pentru mine primele relatări ale unor fenomene psihice obiective. Nume ca Zöllner, Crookes, m-au impresionat și am citit, ca să zic așa, toată literatura despre spiritism care mi-a fost accesibilă atunci. Firește că le-am vorbit despre ea și camarazilor mei care, spre marea mea surprindere, au reacționat fie în bătaie de joc și cu neîncredere, fie cu o respingere plină de teamă. M-au mirat, pe de o parte, siguranța cu care puteau afirma că niște chestii ca fantomele și mișcarea mesei erau imposibile și, prin urmare, o înșelătorie, pe de altă parte, atitudinea lor defensivă, care părea să aibă un caracter temător.
Nici eu nu eram sigur întru totul de veridicitatea absolută a povestirilor, însă, în definitiv, de ce să nu existe Staffy? De unde știam noi, de fapt, că ceva era imposibil? Și, mai ales, ce putea să însemne teama? Eu însumi consideram astfel de posibilități extrem de interesante și de atrăgătoare. Îmi înfrumusețau considerabil existența. Lumea a câștigat în profunzime și și-a îmbogățit fundalul. Oare să fi avut visele, de exemplu, de a face cu spiritele? Lucrarea Visele unui vizionar, a lui Kant, mi-a căzut în mână la momentul potrivit și, curând, l-am descoperit și pe Carl Duprel, care valorificase aceste idei din punct de vedere filozofic și psihologic. I-am dezgropat pe Eschenmayer, Passavant, Justinus Kerner și Goeres și am citit 7 volume din Swedenborg. Numărul 2 al mamei era pe deplin de acord cu entuziasmul meu, dar celelalte persoane din anturajul meu mă descurajau. Până în acel moment mă ciocnisem doar de blocul de piatră al ideilor tradiționale. Acum însă m-am lovit de oțelul prejudecăților și al unei incapacități reale de a admite posibilitățile neconvenționale, și asta la prietenii mei cei mai apropiați. Interesul meu li se părea și mai suspect decât preocupările mele teologice. Aveam senzația că sunt împins la marginea lumii. Ceea ce îmi provoca interesul cel mai arzător era pentru ceilalți praf și fum, ba chiar motiv de teamă. Teamă față de ce? Nu găseam nicio explicație. Ideea că ar fi putut să existe evenimente care depășeau categoriile limitative ale timpului, spațiului și cauzalității, doar nu era, la urma urmei, ceva nemai auzit sau care ar putea face să se cutremure lumea. Existau chiar animale care presimțeau furtunile și cutremurele, vise care indicau moartea anumitor persoane, cursuri care se opreau în clipa morții, pahare care se spărgeau în momentul critic, tot felul de lucruri care erau de la sine înțelese în universul meu de până atunci. Și iată, acum eram aparent singurul care auzise de astfel de lucruri. Îmi puneam în chipul cel mai serios întrebarea în ce fel de lume nimerisem de fapt. Evident, era lumea citadină, care nu știa nimic despre cea de la țară, despre lumea reală a munților, a pădurilor și a râurilor, a animalelor și a gândurilor Domnului, citește plantelor și a cristalelor. Explicația mi s-a părut consolatoare și, în orice caz, mi-am amplificat mai întâi stima față de propria în persoană, căci m-am lămurit că lumea urbană era limitată spiritual în ciuda abundenței sale de științe docte. Această idee era periculoasă pentru mine, fiindcă mă ducea la accese de superioritate, la o tendință critică deplasată și la agresivitate, ceea ce mi-a provocat antipatii bine meritate. Acestea, din urmă, au reactivat în consecință vechile îndoieli, sentimente de inferioritate și depresii, un ciclu pe care m-am decis să-l întrerup cu orice preț. Nu mai voiam să stau în afara lumii și să dobândesc faima suspectă de a fi o curiozitate. După primul examen de propedeutică, am devenit asistent preparator la Catedra de Anatomie și în semestrul următor, prosectorul mi-a lăsat chiar conducerea cursului de histologie, bineînțeles spre marea mea satisfacție. Pe atunci mă ocupam în principiu de teoria evoluționistă și de anatomia comparată și m-am familiarizat și cu teoria neovitalistă. Cel mai puternic mă fascina punctul de vedere morfologic, în sensul cel mai larg. La polul opus se afla pentru mine fiziologia. Mă dezgusta profund din cauza vivisecției, care se practica doar în scopuri demonstrative. Nu mă puteam elibera deloc de sentimentul că animale cu sânge cald erau înrudite cu noi și în niciun caz niște simple automate cu creier. În consecință, chiuleam pe cât posibil de la aceste ore de demonstrații. Deși îmi dădeam seama că experimentele pe astfel de animale erau necesare, tot simțeam că realizarea unor asemenea experimente era barbară, respingătoare și mai cu seamă inutilă. Aveam suficientă fantezie ca să-mi imaginez, prin simpla descriere, procesele demonstrate. Mila mea față de animale nu data de la ideile budiste ale filozofiei schopenhauriene, ci se sprijinea pe baza mai adâncă a unei stări spirituale primitive, aceea a identității inconștiente cu animalul. Această realitate psihologică importantă
Era însă pe atunci total necunoscută. Repulsia mea față de fiziologie era atât de puternică, încât examenul meu la această materie a și decurs în mod corespunzător de prost. Oricum, am reușit să-l trec. Următoarele semestre clinice au fost atât de încărcate, încât nu mi-a rămas aproape deloc timp pentru incursiunile mele în domenii îndepărtate. Numai duminica îl puteam studia pe Kant. Îl citeam cu zel și pe Eduard von Hartmann. Nietzsche figura în programul meu de câtva timp deja, dar ezitam să încep să-l citesc, căci nu mă simțeam suficient de bine pregătit. Se discuta mult despre Nietzsche pe vremea aceea, el fiind de obicei respins, cel mai violent de studenții de filozofie competenți, de unde am și tras concluzii personale în legătură cu rezistența ce domnea în sferele mai înalte. Autoritatea supremă era, bineînțeles, Jacob Burckhardt, de la care erau colporate diferite opinii critice referitoare la Nietzsche. În plus, existau unii oameni care îl cunoscuseră personal pe Nietzsche, fiind astfel în stare să relateze tot felul de curiozități, nu tocmai simpatice. Cei mai mulți nu citiseră un rând scris de el și se legau de aceea de diferite elemente echivoce exterioare, de exemplu de aerele de gentleman pe care și le dădea, de maniera sa de a cânta la pian, de exagerările lui stilistice, adică de tot soiul de particularități care îl călcau pe nervi pe cetățeanul orașului Basel în acea epocă. Firește, aceste elemente nu mi-au servit ca pretext pentru a amâna lectura lui Nietzsche. Dimpotrivă, ar fi constituit pentru mine stimulentul cel mai puternic. Și simțeam o teamă ascunsă că aș putea să-i semăn, cel puțin în ce privește secretul care îl izola de mediul său. O fi avut, cine știe, trăiri lăuntrice, idei despre care voia să vorbească și care, din nefericire, nu fusese înțelese de nimeni. Era evident un excentric sau, în orice caz, trecea drept excentric. Drept un lusus nature, ceea ce eu nu-mi doream să fiu pentru nimic în lume. Mă temeam de posibila descoperire că eram și eu, asemenea lui Nietzsche, o apariție ciudată. Bineînțeles, si parva componere magnis licet. El fusese profesor universitar, scrisese cărți, atinsese deci înălțimi fabuloase. Provenea și el dintr-o familie de teologi, dar din Germania, cea mare și vastă, care se întindea până la mare, în timp ce eu nu eram decât un elvețian și mă trăgeam dintr-o familie modestă de preot dintr-un sătuc de graniță. Nietzsche vorbea o germană literară cizelată, știa latina și greaca, poate și franceza, italiana și spaniola, pe când eu eram cât de cât sigur și stăpân numai pe dialectul din Basel. Fiind în posesia tuturor acestor minunății, își putea permite la urma urmei o anumită excentricitate, dar eu nu aveam cum să știu în ce măsură mă puteam asemăna cu el. În ciuda temerilor mele, eram curios și m-am hotărât să-l citesc. Mai întâi mi-au căzut în mână Considerații intempestive. Am fost entuziasmat fără rezerve și, curând după aceea, am citit Așa grăita Zarathustra. A reprezentat, ca și Faust al lui Goethe, o trăire dintre cele mai puternice. Zarathustra era Faustul lui Nietzsche, iar numărul 2 era Zarathustra al meu, cei drept păstrând distanța potrivită, similară celei care desparte un mușuroi de cârtiță de Mont Blanc. Iar Zarathustra era, nu aveam niciun dubiu, morbid. Era și numărul 2 bolnăvicios? Această posibilitate m-a cufundat într-o spaimă pe care mult timp n-am vrut să mi-o mărturisesc. Ea mă ținea totuși cu sufletul la gură, își făcea simțită prezența din când în când în momente inoportune și mă constrângea să reflectez asupra propriei persoane. Nietzsche își descoperise numărul 2 abia mai târziu, după ce trecuse de vârsta mijlocie, în timp ce eu îl cunoșteam încă din prima tinerețe. Nietzsche vorbise naiv și imprudent despre acest arheton, lucru de nenumit, ca și cum totul ar fi fost în ordine. Eu am văzut însă foarte curând că de aici nu poți avea decât experiențe proaste. Pe de altă parte, însă, era atât de genial încât venise tânăr la Basel ca profesor universitar, neintuind de fel ce îl aștepta. Ori, tocmai datorită genialității sale, ar fi trebuit să-și dea seama la timp că ceva nu era în regulă. Aceasta a fost, m-am gândit eu, înțelegerea sa bolnăvicioasă. Faptul că, plin de curaj și naivitate, și-l lăsase liber pe numărul 2 într-o lume care nu știa și nu înțelegea nimic despre astfel de lucruri.
Îl însuflețeau speranța copilărească de a descoperi oameni care îi puteau împărtăși extazul și înțelege răsturnarea tuturor valorilor. N-a găsit însă decât filistini instruiți și, în chip tragicomic, el însuși era unul dintre ei. Asemenea tuturor celorlalți, nu s-a înțeles pe sine când a alunecat în universul celor misterioase și de nerostit și a vrut să-l laude în fața unei mulțimi obtuze, uitate de Dumnezeu. De aici, limbajul bombastic, metaforele abundente, entuziasmul imnic, care încercau în van să se facă auzite în fața acestei lumi ce se dedicase unei acumulări incoerente de cunoștințe. Iar el, acest dansator pe sârmă, a căzut până la urmă chiar dincolo de sine însuși. Nu și-a găsit locul în această lume, în aceasta cea mai bună dintre lumile posibile, fiind de aceea un posedat, unul cu care cei din anturajul său se puteau purta numai cu maximă prudență. Printre prietenii și cunoscuții mei știam doar doi care credeau în Nietzsche și îl aprobau deschis, ambii homosexuali. Unul dintre ei a sfârșit prin a se sinucide, al doilea a decăzut, un geniu neînțeles. Toți ceilalți erau în fața fenomenului Zarathustra nu uluiți sau dezorientați, ci pur și simplu imuni. După cum Faust mi-a deschis o ușă, Zarathustra mi-a închis una și a făcut-o cu violență și pentru timp îndelungat. Mi s-a întâmplat ca țăranului bătrân care a descoperit că două dintre vacile sale fusese răvrăjite, căci cineva le prinsese capetele în același căpăstru. Întrebată de fiul său cum era posibil așa ceva, i-a răspuns: băiete, despre astfel de lucruri nu se vorbește. Am constatat că nu ajungi nicăieri dacă nu vorbești despre lucrurile știute de toți. Cel naiv în această privință nu înțelege ce jignire înseamnă pentru semenul său să îi se vorbească despre ceva ce lui îi este necunoscut. O asemenea ticăloșie îi se iartă numai scriitorului, ziaristului sau poetului. Eu pricepusem că o idee nouă sau chiar numai un aspect neobișnuit se poate comunica doar prin fapte. Faptele rămân și nu pot fi desconsiderate pentru multă vreme, căci odată și odată tot trece pe lângă ele cineva care știe ce a găsit. Mi-am dat seama că, în fond, în absența a ceva mai bun, nu făceam decât să vorbesc în loc de a prezenta fapte, care de altfel îmi lipseau cu desăvârșire. Nu dețineam nimic concret. Eram împins mai mult ca niciodată către empirism. Le-o luam filozofilor în nume de rău că perorau despre tot ce nu era accesibil experienței și tăceau acolo unde ar fi trebuit să răspundă la o experiență. Deși aveam senzația că undeva și cândva trecusem prin Valea Diamantelor, nu puteam convinge pe nimeni. La o privire mai atentă nu mă puteam convinge nici măcar pe mine că probele petrografice pe care le adusesem erau altceva decât pietriș obișnuit. Eram în anul 1988, când am început să reflectez serios la cariera mea viitoare de medic. Curând am tras concluzia că trebuia să mă specializez. Nu intrau atunci în discuție decât chirurgia sau medicina internă. Înclinam în direcția primeia dintre ele datorită pregătirii mele deosebite în anatomie și preferinței mele pentru anatomia patologică, și mai mult ca sigur aș fi ales chirurgia ca meserie dacă aș fi dispus de mijloacele financiare necesare. Mi se părea îngrozitor de penibil că trebuia să fac datorii, chiar și pentru a putea studia. Știam că eram constrâns să-mi câștig existența cât de curând după examenul final. De aceea m-am gândit la o carieră de medic la un spital cantonal oarecare, unde puteam spera, mai curând decât într-o clinică, la un post remunerat. Angajarea la o clinică depindea însă în mare măsură de protecția de care te bucurai sau de simpatia personală a șefului. Ținând cont de popularitatea mea îndoielnică și de uimirea și rezerva pe care le trezisem de atâtea ori, nu cutezam să mă gândesc la o împrejurare norocoasă și mă mulțumeam deci cu perspectiva modestă de a ajunge medic măcar la unul dintre spitalele locale. Restul avea să depindă de vrednicia mea, de capacitatea și eficacitatea mea. În timpul vacanței de vară s-a petrecut ceva care urma să mă influențeze profund. Într-o bună zi, ședeam în camera mea de lucru și studiam. În încăperea de alături, a cărei ușă era întredeschisă, mama stătea și tricota. Aceea era sufrageria noastră, în care se afla masa rotundă din lemn de nuc, la care mâncam.
Provenea din zestrea bunicii mele paterne și avea, pe atunci, o vechime de vreo 70 de ani. Mama ședea la fereastră, la o distanță de aproximativ un metru de masă. Sora mea era la școală, iar slujnica la bucătărie. Deodată s-a auzit o pucnitură ca o împușcătură de pistol. Am sărit în picioare și am alergat în camera vecină, de unde auzisem explozia. Mama înlemnise în fotoliu, iar lucru de mână îi scăpase în poale. A bălborosit privind spre masă. Ce? Ce s-a întâmplat? A fost chiar lângă mine. Ne-am uitat ce se petrecuse. Tăblia mesei se crăpase până dincolo de mijloc și nu într-un loc încleiat, ci în plin lemn solid. Am rămas fără grai. Cum se putea întâmpla așa ceva? Lemn masiv de nuc, uscat de 70 de ani, care crapă din senin într-o zi de vară, în ciuda umidității relativ mare a aerului obișnuită la noi. Înțeleg dacă ar fi fost lângă soba încălzită, într-o zi rece și uscată de iarnă. Care ar fi putut fi oare cauza unei asemenea explozii? M-am gândit că există, la urma urmei, coincidențe stranii. Mama a dat din cap și a spus cu vocea personalității ei numărul 2. Da, da, asta înseamnă ceva. Fără să vreau, am fost impresionat și m-a supărat faptul că n-am putut spune nimic. Vreo două săptămâni mai târziu, m-am întors acasă, seara, la ora 6, și am găsit pe toată lumea, adică pe mama, pe sora mea de 14 ani și pe slujnica noastră, într-o stare de agitație maximă. Iar își auzise, cu circa o oră în urmă, o împușcătură asurțitoare. De asta dată nu fusese vorba de masa deja deteriorată, ci zgomotul venise din direcția bufetului, o piesă de mobilă grea, datând de la începutul secolului al XIX-lea. Căutaseră peste tot, fără a găsi însă vreo crăpătură. Imediat am început să cercetez bufetul și ceea ce se afla în jurul lui, tot fără succes. Am examinat apoi interiorul bufetului și conținutul său. În sertarul în care se afla coșul de pâine, am găsit o pâine și alături cuțitul de pâine, a cărui lamă se rupsese în bucăți. Mânerul zăcea într-unul din colțurile coșului dreptunghiular și în fiecare dintre cele trei colțuri era câte o bucată din lamă. Cuțitul fusese întrebuințat când se servise cafeaua de ora 4, apoi pus la loc și de atunci nimeni nu mai umblase în bufet. În ziua următoare am dus cuțitul rupt la unul dintre cei mai buni meseriași cuțitari din oraș. A analizat cu lupa marginile crăpăturilor și a clătinat din cap. Acest cuțit, mi-a spus, este în ordine. Oțelul n-are nimic. Cineva a rupt cuțitul bucată cu bucată. Asta se poate face, de exemplu, vârându-l în deschizătura sertarului și rupându-l apoi bucată cu bucată. Oțelul e de bună calitate. Sau, eventual, i-o fi dat cineva drumul de la mare înălțime pe o piatră. Așa ceva nu poate exploda. Vi s-au îndrugat povești. Mama și cu sora mea se aflaseră în cameră când le speriase pocnitura bruscă. Numărul 2 al mamei m-a privit plin de înțeles, iar eu n-am putut decât să tac. Habar n-aveam ce se întâmplase și nu găseam niciun fel de explicație, ceea ce mă supăra cu atât mai mult cu cât trebuia să admit că eram adânc impresionat. De ce și cum crăpa masa și se rupea cuțitul? Ipoteza hazardului mi se părea evident prea îndepărtată. Consideram extrem de improbabil ca rinul să curgă odată întâmplător în sus, iar alte posibilități erau excluse eo ipso. Atunci, ce putea fi? Câteva săptămâni mai târziu am aflat de la diferite rude de ale mele că se ocupau de un timp încoace de spiritism și că aveau un mediu, o fată tânără, care de-abia trecuse de 15 ani. În cercul respectiv se vehicula de mai de mult propunerea de a ni se face cunoștință cu acest mediu, care producea stări de somnambulism și fenomene spiritiste. Când am auzit, m-am gândit pe loc la întâmplările noastre ciudate și am presupus că aveau legătură cu acest mediu. Am început deci, în fiecare sâmbătă seara, să țin ședințe regulate, împreună cu fata cea tânără și cu alte personaje interesante. Rezultatele au fost niște comunicări și niște sunete asemănătoare ciocănitului în pereți și în masă. Era problematic ca astfel de mișcări ale mesei să fie independente de mediu. Curând am constatat că orice condiție limitative
aveau în general un efect stânjenitor. Așa că m-am declarat mulțumit cu autonomia manifestată a ciocăniturilor care se auzeau și mi-am îndreptat atenția către conținutul comunicărilor. Am prezentat în teza mea de doctorat rezultatele acestor observații. După ce am efectuat experimentele aproximativ 2 ani la rând, s-a instalat o anumită lâncezeală și am prins mediul încercând să producă fenomene prin înșelătorie. Asta m-a determinat să întrerup ședințele, spre marele meu regret, căci învățasem din exemplul lor cum ia naștere un număr 2, cum pătrunde într-o conștiință de copil și cum o integrează în cele din urmă în el însuși. Fata era o ființă maturizată înainte de vreme. La 26 de ani a murit de tuberculoză. Am revăzut-o odată când avea 24 de ani și am fost profund impresionat de independența și de maturitatea personalității ei. După ce a murit, am aflat de la familia sa că în ultimile luni de viață, caracterul ei se dezintegrase fărâmă cu fărâmă până ce revenise la starea de copil de 2 ani și din această condiție se adâncise apoi în ultimul somn. Asta a fost deci marea mea experiență importantă care mi-a zdruncinat filozofia timpurie și mi-a dat posibilitatea de a ajunge la un punct de vedere psihologic. Aflasem ceva obiectiv despre sufletul omenesc. Experiența era însă de o asemenea natură încât iarăși nu puteam spune nimic în legătură cu ea. Nu cunoșteam pe nimeni căruia să-i fi putut împărtăși întreaga stare de lucruri. A trebuit să las din nou deoparte, nerezolvat, ceva ce merita să îi se acorde mai multă reflexie. Abia câțiva ani mai târziu a luat naștere de aici teza mea de doctorat. La clinica medicală Friedrich von Müller îl înlocuise pe bătrânul Immermann. Am întâlnit în von Müller un spirit pe placul meu. Am văzut cum o inteligență ascuțită își facă o problemă și formulează acele întrebări care reprezentau în sine deja o jumătate de soluție. Și el, la rândul lui, părea să vadă ceva în mine, căci mai târziu, spre încheierea studiilor mele, mi-a propus să-l însoțesc ca medic la München, unde fusese chemat. Oferta lui era cât pe ce să mă convingă să mă dedic medicinei interne. Probabil că s-ar fi ajuns și la asta dacă nu s-ar fi întâmplat între timp ceva care mi-a înlăturat orice îndoială referitoare la cariera mea medicală viitoare. Deși audiasem cursuri psihiatrice și participasem la lecții clinice, profesorul de psihiatrie de atunci nu era tocmai incitant și, dacă îmi aminteam de efectele pe care le avuseseră asupra tatălui meu experiența lui în spitalul de boli mentale și în special cea legată de psihiatrie, nu aveam motive să aleg psihiatria. În perioada pregătirii pentru examenul de stat, am lăsat manualul de psihiatrie, în mod semnificativ, la urmă de tot. Nu așteptam nimic de la el. Încă îmi amintesc cum am deschis cartea lui Kraft Ebing cu gândul: bun, ia să vedem ce avea de spus un psihiatru despre materia lui. Cursurile și orele la clinică nu mă impresionaseră și nu mă influențaseră câtuși de puțin. Nu mi-aduceam aminte de niciun caz demonstrat clinic, ci doar de plictiseală și saturație. Am început cu cuvântul înainte, în intenția de a descoperi cum te introduce un psihiatru în disciplina lui sau cum îi argumentează și justifică întrucâtva existența ei. Pentru a scuza această atitudine arogantă, trebuie să menționez în orice caz că în lumea medicală de atunci, psihiatria nu se bucura de un prestigiu deosebit. Nimeni nu știa mare lucru despre ea și nu exista o psihologie care să-l privească pe om ca pe un întreg și să ia în considerare și particularitățile sale patologice. Așa cum directorul spitalului era închis împreună cu bolnavii săi în același stabiliment, tot așa și acesta din urmă era izolat și plasat în afara orașului, la o veche leprozie cu leproșii ei. Nimănui nu-i plăcea să privească într-acolo. Medicii știau aproape la fel de puțin ca profanii și le împărtășeau de aceea sentimentele. Boala mentală era o problemă lipsită de speranță, fatală, iar această umbră cădea și asupra psihiatriei. Psihiatrul era o figură stranie, după cum urma să aflu curând din proprie experiență. Am citit deci în cuvântul înainte, citat: se datorează pe semne specificului acestui domeniu al științei și imperfecțiunii dezvoltării sale
faptul că manualele de psihiatrie au un caracter mai mult sau mai puțin subiectiv. Închid citatul. Câteva rânduri mai jos, autorul numea psihozele boli ale persoanei. Inima a început deodată să bată cu putere. A trebuit să mă ridic în picioare și să trag adânc aer în piept. Mă simțeam pradă unei stări de agitație extremă, căci m-a iluminat și străfulgerat deodată ideea limpede că pentru mine nu putea exista un alt țel în afara psihiatriei. Numai aici se puteau uni cele două șuvoaie ale interesului meu și, ajungând la confluență, își puteau croi o albie comună. Aici era câmpul empiric comun al faptelor biologice și spirituale pe care îl căutasem pretutindeni, fără a-l găsi nicăieri. Aici era, în sfârșit, locul în care coliziunea dintre natură și spirit devenea realitate. Reacția mea violentă s-a produs atunci când am citit la Krafft-Ebing despre caracterul subiectiv al manualului de psihiatrie. Deci, am cugetat, manualul este parțial și confesiunea subiectivă a autorului, care se află cu toate cunoștințele sale prealabile, cu întregul ființei sale, al felului său de a fi, în dărâtul obiectivității experiențelor lui și răspunde la boala persoanei cu totalitatea propriei personalități. Asemenea lucruri nu auzisem niciodată de la profesorii mei de clinică. Deși cartea în discuție nu se deosebea de fapt de alte cărți de același gen, aceste câteva sugestii au pus problema psihiatriei într-o lumină care a transfigurat-o, iar vraja ei m-a atras irevocabil. Decizia mea era luată. Când i-am comunicat profesorului meu de medicină internă, am citit pe fața lui o expresie de dezamăgire și mirare. Vechea mea rană, senzația de înstrăinare și izolare, a devenit din nou dureroasă. Dar acum înțelegeam mai bine pentru ce. Nimănui nu-i trecuse prin minte, nici măcar mie însumi, că m-ar putea interesa această lume aparte, obscură. Prietenii mei erau surprinși, chiar șocați, și considerau că nu sunt zdravă să abandonez de dragul acestui nonsens psihiatric șansa unei cariere frumoase în medicina internă, care reprezenta un domeniu pe înțelesul tuturor și îmi stătea sub nas într-un tip așa de atrăgător și de demn de invidiat. Am realizat că ajunsesem din nou, în mod vizibil, pe un drum lateral pe care nimeni nu voia sau nu putea să mă urmeze. Însă știam, și nimeni și nimic nu-mi putea clinti această convingere, că decizia mea era fermă, că ea era destinul, ca și cum cursurile a două ape s-ar fi unit și m-ar fi purtat, irevocabil, într-un mare torent către țelul îndepărtate. Era simțământul îngrezător și euforic al unificării unei naturi dedublate, care m-a transportat ca pe un val magic prin examenul pe care l-am trecut, situându-mă pe primul loc. În mod caracteristic, după cum se întâmplă mai cu toate minunile care au ieșit prea bine, soarta mi-a jucat o festă tocmai ca materia la care eram cu adevărat bun, adică la anatomia patologică. Am comis eroarea ridicolă de a nu vedea într-un preparat care părea să conțină, pe lângă tot felul de rămășițe, numai celule epiteliale, acel colț în care se găseau ciupercile de sur. La celelalte discipline am intuit chiar întrebările care urmau să mi se pună. Datorită acestei conjuncturi am ocolit unele obstacole dificile, fluturând drapelul în vânt, bătând din tobă și cântând din trompetă. În schimb, ca printr-o răzbunare a sorții, am căzut apoi în cursă într-un mod grotesc, tocmai acolo unde mă simțeam cel mai sigur. Altfel, aș fi trecut examenul de stat cu punctajul maxim. Un alt candidat a atins același număr de puncte ca și mine. Era solitar, o personalitate impenetrabilă, suspect de banală pentru mine. N-aveai ce face cu el altceva decât să discuți necontenit, unilateral și până la plictis, chestiuni profesionale. Reacționa la orice cu un zâmbet enigmatic care amintea de cel al figurilor de pe unele frontoane din Egina. Avea deopotrivă un aer de superioritate și de inferioritate ori de jenă și niciodată nu se adapta ca lumea unei situații. Nu l-am descifrat bine niciodată. Singurul lucru cert care se putea spune despre el era că lăsa impresia unui ambițios aproape monomaniac, care aparent
Nu arăta interes pentru nimic altceva în afara datelor, a faptelor și a cunoștințelor medicale. La puțini ani după absolvirea studiilor, s-a îmbolnăvit de schizofrenie. Menționez această coincidență ca pe un fenomen caracteristic al paralelismului evenimentelor. În prima mea carte, consacrată psihologiei demenței precoce, schizofrenia, răspundeam la boala unei persoane cu ajutorul premiselor propriei mele personalități. Psihiatria, în sensul cel mai larg, este dialogul unui psihic bolnav cu psihicul desemnat drept normal al medicului. O confruntare a persoanei bolnave cu personalitatea, în principiu, la fel de subiectivă a celui care o tratează. Strădania mea a fost să explic că maniile și halucinațiile nu erau doar simptome specifice bolilor mentale, ci aveau și un sens omenesc. În seara de după ultimul examen mi-am permis luxul de mult râvnit de a merge odată, pentru prima oară în viața mea, la teatru. Până atunci situația mea financiară nu mi-ngăduise o asemenea extravaganță. Îmi mai rămăseseră însă niște bani de pe urma vânzării colecției de antichități, bani care mi-au oferit nu numai posibilitatea să mă duc la operă, ci să fac și o călătorie de la München la Stuttgart. Bizet m-a îmbătat și copleșit asemenea valurilor unei mări fără de sfârșit, iar când în ziua următoare trenul m-a purtat dincolo de graniță, într-o lume mai largă, am fost însoțit de melodiile din Carmen. La München am văzut pentru prima oară în viața mea artă antică autentică, iar aceasta, în combinație cu muzica lui Bizet, a creat în mine o atmosferă ale cărei profunzim și însemnătate le puteam doar intui, nu și cuprinde cu mintea. Toate acestea m-au transpus într-o stare de spirit primăvăratică, nupțială, deși în exterior a fost o săptămână tulbure, cea dintre 1 și 9 decembrie 1900. La Stuttgart am văzut-o, pentru ultima dată, pe mătușa mea, doamna doctor Reimer Jung. Era fiica din prima căsătorie a bunicului meu, profesorul C.J. Jung, cu Virginie Lassow. Era o bătrână doamnă fermecătoare, cu niște ochi albaștri sclipitori și un temperament scânteietor și viu. Soțul ei era medic-psihiatru. Mi se părea înconjurată de o lume plină de fantezii impalpabile și de amintiri ce nu pot fi înăbușite. Ultima adiere a unui trecut pe care de dispariție, imposibil de adus înapoi, o despărțire definitivă de nostalgia copilăriei mele. La 10 decembrie 1900 mi-am ocupat postul de medic la spitalul Burgersee din Zürich. Mi-a făcut plăcere să mă instalez în acest oraș, căci în decursul anilor Basel îmi devenise prea strâmt. Pentru locuitorii din Basel nu exista decât orașul lor. Numai la Basel totul era cum trebuie, în timp ce, dincolo de Brie, începea mizeria. Prietenii mei nu puteau pricepe că plecam și erau convinși că mă voi întoarce curând, ceea ce îmi era însă imposibil, fiindcă la Basel fusese etichetat, odată pentru totdeauna, drept fiul preotului Paul Jung și nepot al bunicului meu, profesorul Carl Gustav Jung. Făceam parte, ca să zic așa, dintr-un anumit grup spiritual și dintr-un set social determinat. Manifestam rezistență față de toate acestea, căci nu voiam și nu puteam să mă las înlănțuit. Din punct de vedere spiritual, atmosfera din Basel mi se părea de neîntrecut și de o receptivitate demnă de invidiat față de tot ce exista în lume, însă presiunea tradiției cântărea prea greu pe umerii mei. Am ajuns la Zürich. Am resimțit foarte puternic această diferență. Legătura dintre Zürich și lume nu se face prin spirit, ci prin comerț. Dar aici, aerul era liber, ceea ce am și apreciat în mod deosebit. Nicăieri nu se simțea aici negura sumbră a veacurilor trecute, chiar dacă se deplângea absența fundalului cultural bogat. Și astăzi mai am o slăbiciune dureroasă față de Basel, cu toate că știu că nu mai este ce a fost odată. Îmi amintesc încă de zilele în care existau un Beethoven și un Jacob Burckhardt, când în spatele catedrei se mai afla încă vechea casă a adunărilor canonicilor, iar vechiul pod de peste Rin era pe jumătate din lemn. Mamei i-a venit foarte greu să accepte că părăseam Baselul.
dar eu știam că nu puteam cruța de această durere și ea a suportat-o cu curaj. Locuia împreună cu sora mea, care avea 9 ani mai puțin decât mine. Era o natură delicată și bolnăvicioasă și se deosebea de mine în toate privințele. Parcă s-ar fi născut să ducă viața unei fete bătrâne și, într-adevăr, nu s-a măritat niciodată. A dezvoltat însă o personalitate remarcabilă, iar eu i-am admirat atitudinea. Era o lady înnăscută și așa a și murit. A trebuit să se supună unei operații considerate inofensive, căreia însă nu i-a supraviețuit. M-a impresionat profund când s-a descoperit că își o rânduise în prealabil toate treburile până la cel mai mic detaliu. În fond, am considerat-o întotdeauna o străină, dar i-am purtat un respect adânc. Eu eram mult mai emotiv, pe când ea era veșnic calmă, deși foarte sensibilă în adâncul ființei ei. Mi-aș fi putut-o imagina petrecându-și zilele într-o fundație pentru fete bătrâne nobile, așa cum, într-un astfel de așezământ pentru domnișoare, trăise și unica soră, cu câțiva ani mai tânără, a bunicului meu Jung. Cu munca la Burgersy, a început viața mea într-o realitate nedivizată, toată numai intenție, conștiență, datorie și răspundere. Era intrarea în mănăstirea lumii și supunerea față de legământul de a crede numai probabilul, mediocrul, banalul și ceea ce este sărac în semnificații, de a renunța la tot ce e străin și însemnat și de a reduce la obișnuit tot ce e neobișnuit. Existau doar suprafețe care nu acopereau nimic, doar începuturi fără continuări, contingențe fără coerență, cunoștințe care se răstrângeau în cercuri tot mai mici, insuficiențe care pretindeau că sunt probleme, orizonturi de o îngustime apăsătoare și pustiul nesfârșit al rutinei. Timp de o jumătate de an, m-am închis între zidurile acestei mănăstiri pentru a mă obișnui cu viața și spiritul unui spital de boli mentale și am citit de la cap la coadă cele 50 de volume din Allgemeine Siegfried für Psychiatrie. De la începuturile ei, ca să mă familiarizez cu mentalitatea psihiatrică. Voiam să știu cum reacționează spiritul uman la priveliștea propriei sale distrugeri, căci psihiatria mi-a părea drept o expresie articulată a acelei reacții biologice care îl cuprinde pe așa zisul spirit sănătos la vederea bolii mentale. Colegii mei de specialitate îmi dădeau impresia că sunt la fel de interesanți ca și bolnavii. Am întocmit de aceea în anii următori o statistică pe cât de tainică, pe atât de instructivă asupra condițiilor preliminare ereditare ale colegilor mei elvețieni, nu numai pentru edificarea mea personală, ci și pentru înțelegerea reacției psihiatrice. Nu cred că are rost să menționez că toată concentrarea mea și claustrarea autoimpusă îi surprindeau pe colegii mei. Ei n-aveau cum să știe cât de mult mă uimea psihiatria și cât îmi doream să-i cunosc spiritul. Atunci nu mă atrăgea încă domeniul terapeutic, ci mă captivau puternic variantele patologice ale așa numitei normalități, întrucât îmi ofereau, în general, posibilitatea dorită cu ardoare de a atinge o cunoaștere mai adâncă a psihicului. În aceste condiții a început cariera mea psihiatrică, experimentul meu subiectiv, din care a ieșit la iveală viața mea obiectivă. N-am nici chef, nici nu mă simt în stare să mă plasez atât de mult în afara mea însumi, încât să-mi pot privi destinul într-un mod cu adevărat obiectiv. Aș comite cunoscuta greșeală autobiografică de a ticlui o iluzie despre cum ar fi trebuit să stea lucrurile sau de a scrie o apologie pro vita sua. La urma urmei, omul este un eveniment care nu se judecă singur, ci cade pradă mai degrabă judecății altora. For better or worse. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, mă puteți încuraja cu un like, un share sau un comentariu despre ce v-ar mai plăcea să regăsiți pe acest canal sau apăsați butonul roșu de abonare și clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin Lecturi Online Podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați și oricând preferați.
Prin calitatea de membru al canalului puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. Eu sunt Arina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați ascultat acest bookcast. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!